USR. Iată descrierea reală în câteva secunde. Stimați colegi, vă rog rugămintea să lăsați vorbitorul în luna să țină discursul. USR și-a luat președinte. Jucăriile și a ieșit de la guvernare. Nu le-a păsat că se anunță o criză pe zona de energie sau că românii vor fi împovărați. Acum plâng românilor pe umăr cu lacrimi de crocodili prin exemple lacrimogene despre puterea de cumpărare a familiilor cu mulți copii și a bătrânilor. De parcă ar fi această cartea cu tehnici de manipulare și propagandă comunistă. Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte! Am rugămintea la liderii de Rusia cu dumneavoastră. Domnule ministru. Ministrul Energiei Virgil Popescu a fost agresat de George Simion în Parlamentul României, în timpul discursului la moțiunea simplă împotriva sa. Liderul AUR l-a luat de gât pe ministru, forțând președintele de ședință să convoace de urgență biroul permanent și să închidă ședința. În timp ce ministrul Virgil Popescu își susținea discursul la moțiunea simplă împotriva sa, George Simion a început să strige din sală: hoțule. Ministrul și-a întrerupt discursul și a spus: domnule președinte, pot să-i spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion îl preocupă alte lucruri. În acel moment, Simion a venit la tribună și l-a luat de gât pe ministru, țipând la el: ești un hoț, ești un hoț. Președintele de ședință, socialdemocratul Daniel Suciu, a făcut apel în repetate rânduri ca George Simion să ia mâna de pe ministrul energiei și a făcut apel la chestor să îl îndepărteze pe liderul AUR. La Rusia cu dumneavoastră, a strigat și Virgil Popescu. Simion a revenit și l-a luat iar de gât pe Virgil Popescu, strigând în continuare că este un hoț, iar ministrul energiei i-a replicat: ești un prost. Președintele de ședință a chemat liderii de grup la el și pe George Simion, după care a închis ședința. Stimați colegi, e pentru prima oară în istoria parlamentarismului când un ministru, în timp ce își susține discursul, este agresat fizic. În aceste condiții eu nu pot să continui ședința. Convoc ședința biroului permanent. Declar ședința închisă, a spus Suciu. Mulți copii și a bătrânilor, de parcă ar fi această cartea cu tehnici de manipulare și propagandă comunistă. Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte! Am rugămintea la liderii de grup. La Rusia cu dumneavoastră! Domnule ministru!